De ziua protecției civile s-a reluat exercițiul denumit generic Miercurea Alarmelor. Astfel, în intervalul orar 10-11, au fost testate și verificate echipamentele din componența sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă în toată țara. Pe timpul simulărilor au fost verificate atât fluxurile de transmitere a mesajelor de înștiințare către autorități, cât și modul de funcționare a mijloacelor de alarmare a populației, sirene, existente la nivelul comunităților. Ce credeți că a sunat alarma? Păi face probe pentru aparate. Și știți ce reprezintă semnalele pe care le transmite sirena? Nu. Am auzit-o. Nu m-a speriat, cred că în exercițiu, am zis eu, nu știu. Și cred că așa cum a luat. Știți ce reprezintă aceste semnale? De ce nu. Cred că n-a venit Putin la noi. Să fac probe, da. Război aproape de noi și normal să facă probe cu alarme, nu? E bine că se facă aceste exerciții. E foarte bine, asta nu e rău deloc. Știți ce reprezintă semnalele pe care le transmite sirena? Sincer să fiu, nu, chiar nu prea știu. Eu aud că sună des, dar uite, chiar nu știu, s-a întâmplat ceva? Exerciții pentru a verifica dacă funcționează alarma? A, da, m-am speriat de altceva. Că ne rugăm la Dumnezeu să fie bine. Măi, sună și pentru că dă o alarmă când se întâmplă, când ard atâtea blocuri, când să nu vină cineva peste noi. Mă gândeam, zic că a venit rușii peste noi, dar vedeam că mergea lumea așa frumos, mergeau. Ai zic că nu înseamnă că nu-i nimic. De ce? Eu, ca să fim în alertă, eu știu, să știm unde să ne ducem, poate. Când suntem în NATO, chiar nu mi-e frică deloc. Avem atâția aliați, n-am pentru ce să-mi fie frică. Da, cred că e o probă. Așa e părerea mea. Pentru atenționarea viitoare care va fi. Dar acum cred că fac ei probe. Asta e părerea mea. Dar aceste semnale, știți ce transmit? Nu, nu știu. Ar trebui, dar nu știm. Că sunt 5 tipuri de sunete care le transmită. Păi dacă nu, de unde să știu eu când sună de 2 ori, de 3 ori? Nu știi, abar n-ai. Cei mai mulți dintre băcăoanii nu știu semnificația semnalelor de alarmare ce se transmit cu ajutorul sirenelor electrice, iar unii fie s-au panicat, fie nu au dat importanță exercițiului denumit generic Miercurea Alarmelor. Conform legislației în vigoare privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă, semnalele de avertizare a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici sunt alarma aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetare alarmei. Semnalul alarmă aeriană se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare cu o pauză de 4 secunde între ele. Semnalul alarmă la dezastre se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele. Semnalul prealarmă aeriană se compune din 3 sunete a 32 de secunde fiecare cu pauză a 12 secunde între ele. Semnalul încetare alarmei se compune dintr-un sunet continuu de aceeași intensitate cu durată de 2 minute. Prin intermediul acestor mijloace de alarmare pot fi transmise semnale acustice cu diferite semnificații sau pot fi transmise mesaje vocale care vizează anumite măsuri pentru comunitate. Sunt 5 tipuri de semnale de alarmare a populației, instituțiilor publice și operatorilor economici. Sirenele, care sunt la nivelul județului Bacău, în număr de 240, dintre acestea 58 fiind electronice și 182 electrice. Diferența tot la fel dintre cele două este că sirena electronică permite transmiterea unui mesaj concret către populația afectată față de sirenele electrice, care sunt modelele mai vechi și pe care le mai vedem și pe blocurile din municipiul Bacău. La nivelul județului sunt localități care, în urma întocmirii acestor studii de audibilitate, montează permanent sirene sub îndrumarea
colegilor din inspectorat care au în atribuție această activitate. Tot ceea ce se montează la ora actuală sunt sirene electronice, care, cum am spus, sunt noi și permit funcții mai avansate față de cele electrice. În județul Bacău sunt 240 de sirene care vor transmite semnale acustice. În cazul unor situații reale, mai multe informații vor fi transmise prin intermediul mesajelor RoAlert al aplicației Direcției pentru Situații de Urgență și alte surse ale structurilor pentru situații de urgență, precum și posturi radio și TV.